După transferul lui Cristi Evangelii la Astra, tehnicianul Marius Mudică speră ca echipa să mai facă cel puțin două mutări în vara aceasta pentru a putea spera la titlu. Antrenorul Astrei crede că se va lupta la titlu cu Dinamo și Steaua și a remarcat că roșalbii vor deveni mai puternici după venirea lui Ioan Andone. În același timp, Astra resimte plecarea lui Pedro Queiroz și a lui Găman. Am pierdut doi jucători importanți, chiar dacă încercăm să ne acoperim. Sunt doi foști titulari, jucători care ne-au ajutat în a câștiga titlul. Încerc să găsesc soluțiile cele mai bune pentru a acoperi plecările lor. Referitor la următorul sezon, va fi un sezon greu. Dinamo, prin venirea lui Andone, este un om care cunoaște foarte bine competiția internă, un om care se implică și care este un pic mai dur decât Mircea, consider așa, mai cu o voce mai puternică. Deci va fi o combatantă periculoasă și o echipă care se va bate la primele locuri. Pandurii cred că au pierdut prin plecarea lui Edi, un antrenor bun, Edi, plus foarte mulți jucători care au plecat. Cred că noi rămânem în continuare ca și candidată, noi, Dinamo, și acum nu mai știu cum să le spun, FCSB sau FC Steaua, că am văzut că și-au schimbat pe tricou și nu vreau să-i jignesc, nu vreau să... Așa, deci și echipa lui Reghe, pot să spun așa, o voi numi echipa lui Reghe, care este o echipă bună, care tot timpul va pune probleme, cu un conducător meme ambițios, Reghe la fel, adică vor fi o echipă periculoasă. Tehnicianul Marius Mudică este acum și în căutarea unui atacant pentru preliminariile UEFA Champions League, în condițiile în care Denis Alibek s-a accidentat destul de serios la Euro și ar putea lipsi o bună bucată de timp. Săptămâna asta sper să închid până miercuri-joi cu un fundaș central brazilian și în momentul de față, depinde ce se întâmplă cu Alibek, cu siguranță ne vom orienta și către un atacant. Suntem în discuții, vreau să spun că nici nu a apucat să știm ce a pățit Alibek și deja începeau să încurgă mail-urile cu propuneri de atacanți. Ne vom gândi și la un atacant și ne pregătim în continuare meciuri puternice, meciuri foarte bune, să ajungem bine la începutul sezonului.